Satul Drăguș, 1929. 80 de cercetători, conduși de profesorul Dimitrie Gusti și o echipă de filmare, documentează fiecare clipă și fiecare față a satului din Făgăraș. E primul film documentar sociologic din lume. Loc mai bun ca satul zmeilor nu se putea găsi. Ce constată însă cercetătorii e că nu există casă fără cineva plecat în America să-și facă un trai mai bun. 100 de ani mai târziu, în Făgăraș nimic nu s-a schimbat, deși totul s-a schimbat. Sunt 28 de comunități la poale și viața e o trecere constantă între a pleca sau a îndura. Agricultură extinsă nu ai cum să faci, pământul nu e bun și nici suficient, așa că totul se învârte în jurul pădurii. Pentru mulți, singura opțiune a fost să plece, pentru alții să vândă lemnul din pădurile moștenite. Pe termen lung, niciuna nu e o soluție. În primul caz, comunitatea moare. În al doilea caz, sărăcește. E un calcul simplu. Dacă tai pădurea, încasezi niște bani, o singură dată. Chiar dacă replantezi, trec multe generații până lemnul poate fi iar tăiat. Și nu poți trăi în reprize. Cei care au păduri aici sunt de regulă micii proprietari și comunitățile, care dețin păduri la comun, în opște sau composesorat. Nu au mijloacele să le exploateze, așa că vând drepturile de exploatare, iar materia primă e plătită derizoriu în mai toate industriile. Mulți dintre micii proprietari nu au nici posibilitatea să-și păzească pădurile și nu rare ori pădurile lor cad pradă braconierilor și tăierilor ilegale. Banii adevărați îi fac doar câțiva, care cumpără pe nimic lemnul pe picior, de pe suprafețe, suficient de mari să fie profitabile, și apoi taie arborii cu echipe de prin alte părți. Așa că nici din lemn, nici din exploatare, banii nu rămân în comunitate, ci pleacă odată cu camioanele de cherestea. Și intermediarii aceștia sunt direct interesați să păstreze lucrurile așa cum sunt. Pentru că lucrurile așa cum sunt s-au dovedit foarte profitabile pentru câțiva. Ca să se schimbe destinul oamenilor de aici, trebuie să schimbăm felul în care ne uităm la pădure și să o privim pe termen lung. Construind în jurul ei, reconstruim comunitatea. Conservarea și echitatea socială sunt inseparabile. În asta crede Conservation Carpathia. Dacă nu exploatează lemnul, cum pot proprietarii de păduri să-și valorifice proprietatea? O pădure are valoare în sine prin serviciile pe care le face. E sursă de aer, apă și hrană curată, captează dioxidul de carbon, temperează schimbările climatice și protejează în fața inundațiilor, a avalanșelor, alunecărilor de teren. Păstrează peisajul natural, care e fundamentul ecoturismului, creând locuri de muncă și venituri constante pentru întreaga comunitate, nu doar pentru acei câțiva care controlează resursele. Un program prin care proprietarii să fie plătiți pentru serviciile de mediu și sechestrarea carbonului pe care pădurile lor le fac în beneficiul tuturor poate fi soluția. În cele 28 de comunități, nu toți oamenii sunt însă proprietari de păduri. Locurile de muncă, lipsa lor de fapt, sunt cea mai mare problemă aici și motivul principal de migrație. Spre deosebire de exploatările forestiere, protejarea și conservarea pădurilor au nevoie permanent de oameni, iar localnicii au un avantaj major. Au o legătură înnăscută cu locurile astea și le cunosc cel mai bine. Rangerii Carpathia sunt localnici, în marea lor majoritate, și patrulează suprafață de peste 75.000 de hectare. Cunosc terenul ca în palmă și știu să optimizeze traseele. Munca unui ranger nu înseamnă numai supraveghere, ci și monitorizarea faunei sălbatice, colectarea probelor pentru analizele genetice și instalarea camerelor de supraveghere. Iar munca rangerilor Carpathia are efecte benefice asupra întregii comunități pentru că patrulele lor au oprit tăierile ilegale și în pădurile vecine celor aflate sub protecția fundației. Extinderea habitatului natural, misiunea principală a fundației, presupune achiziționarea de păduri care sunt puse imediat sub protecție și scoase în afara circuitului de exploatare. Se achiziționează și terenuri unde pădurea a fost tăiată la ras. Aici trebuie reconstruită și asta se face tot cu localnici. Mai întâi în pepinierele unde puieții de diferite specii au nevoie constant de îngrijire. Localnicii știu speciile, au crescut cu ele, și știu și câteva secrete tradiționale.
Apoi, puieții sunt plantați tot cu brațele lor. Peste 200 de localnici sezonieri sunt angajați de Conservation Carpathia în condiții corecte în fiecare an. Alături de Ranger, locurile acestea de muncă fac din fundație unul dintre cei mai importanți angajatori din zonă. Radu e un mic producător local de brânzeturi. Treaba e făcută tradițional, cum altfel. Dar lumea în care Radu și alți câțiva ca el își vând produsele e modernă. Un food hub, adică un centru regional alimentar care să le ofere micilor afaceri familiare din Făgăraș servicii de distribuție și marketing, ca produsele lor să ajungă fie pe rafturile supermarketurilor, fie direct la ușa consumatorilor, e soluția Conservation Carpathia pentru membrii întreprinzători ai comunităților locale. Am vorbit până acum de surse de venit stabile și echitabile, de locuri de muncă pentru localnici. Sunt esențiale ca proiectul de conservare să reușească, dar nu sunt suficiente să întărească o comunitate. Nu are niciun rost să ai un loc de muncă undeva dacă nu poți să trăiești în locul acela. Iar să trăiești înseamnă să-ți placă acolo, să vrei să fii parte din locul acela, să te vezi acolo și peste 30 de ani. Ne-am uitat exact la asta. Cine vor fi oamenii Făgărașului în 30 de ani? Cei mici? E suficient să te uiți la ei ca să înțelegi că ne naștem legați de natură. La Richita, folosind doar materiale tradiționale, fundația a transformat o veche cabană într-o clădire verde, independentă și neutră energetic. E casa viitorului centru educațional de mediu. Va găzdui programe școlare, studenți și voluntari interesați de conservare. Fundația duce în școli cursuri și ateliere interactive despre mediu și aduce elevii pe teren să experimenteze direct activitățile fundației. Dacă avem grijă ca cei mai mici să nu piardă conexiunea cu natura, schimbarea de mentalitate de care vorbeam, să privim natura ca un partener și suport pe termen lung, se va produce firesc. Odată cu mentalitatea, sistemul se va schimba. Gândiți-vă doar, pandemia lui 2020 e exact consecința dezechilibrului în care trăim cu natura. Dar crizele au darul să limpezească apele, ne arată fisurile și ne reașează prioritățile. Cu școlile închise de criza sanitară, diferența dintre învățământul rural și cel urban a devenit nu doar o evidență, ci o amenințare. Ca să micșorăm prăpastia, fundația a ajutat cu calculatoare și conexiuni la internet 100 de copii din Nucșoara și Lărești. Pachete cu produse alimentare și de igienă din partea fundației au sprijinit vârstnici din 10 comunități în fiecare săptămână, în perioada stării de urgență. Hrana, educația și sănătatea sunt drepturi de bază și argumente pentru orice om să rămână sau nu într-o comunitate. E esențial să ai acces la serviciile medicale, fără să fii obligat să mergi zeci de kilometri. La Moroieni, acest lucru e de acum posibil, în noul dispensar construit cu sprijinul Fundației Carpathia. Dincolo de crize globale, și în Făgăraș, ca și în alte zone, există crize locale. Tăierile irresponsabile din ultimii ani lasă așezările expuse în fața inundațiilor. Cele de la Rucăr sunt un recent exemplu și moment să punem umărul. Conservation Carpathia a ajutat la curățarea aluvinilor cu cele două excavatoare ale fundației și a oferit familiilor afectate lemnul de care aveau nevoie să-și reconstruiască gospodăriile. Interesant că definim comunitățile prin ceea ce le lipsește, dar în mod egal și prin ceea ce au. Fire invizibile leagă oamenii dintr-un loc dincolo de simpla geografie. Ca să întărim aceste fire și să construim comunități de care oamenilor să le fie drag, să aparțină, Conservation Carpathia organizează și participă la evenimente care trec granița Făgărașului. Sunt esențiale pentru popularizarea zonei. Turiștii vin acolo unde știu că se bucură de relaxare în natură și de activități care țin spiritul treaz și ocupat. Și după un traseu pe munte, cel mai bun cardio se face într-unul din cele 4 observatoare de faună, magnet pentru turiști în fiecare an. Ecoturism și voluntariat, soluțiile fundației pentru o comunitate mai largă, din țară și de peste mări și țări.
Așa poate fi renodată conexiunea cu natura pentru cei de la depărtare. Tot ce trebuie să faci este să suflești mânecile și să te murdărești un pic. Niciunul dintre angajații companiilor pe care fundația i-a primit ca voluntari la plantări și monitorizarea faunei sălbatice nu a plecat acasă stresat după o zi de muncă pe versanți. Aici, unde localnicii sunt custozi, nu e o datorie ușor de dus. Față în față cu confortul traiului urban, cel mai adesea nu pare nici măcar o datorie dreaptă. Dar spre deosebire de acum 100 de ani, azi știm care sunt soluțiile. Știm ce avem de făcut să ieșim împreună din cercul neputinței. De la programe financiare și locuri de muncă concrete, la programe de educare pentru cei mici, la sprijin pentru cei vârstnici, ca parte din comunitatea Făgărașilor, Conservation Carpathia și-a luat datoria să încurajeze, să mobilizeze, să dea putere comunităților locale, să fie parte din propria soluție și să participe activ la ea. Comunitatea e inima oricărui loc, iar fără inimă, creierul supraviețuiește doar câteva minute.